Cartea numită Răspunderea corespunde semnelor zodiacale Leu și Capricorn și este influențată de planetele Soare și Saturn. Cartea Simbolon Răspunderea vorbește despre responsabilitate și etică. Cât de dificile par uneori poverile pe care trebuie să le suportăm? Dar este oare așa? Oricât de greu încercăm, există circumstanțe neapetisante care, în ciuda plângerii noastre, trebuie să învățăm să le facem față. Nu are rost să te plângi. Pur și simplu, trebuie să ți le asumi și să mergi înainte, fără oprire, din cauza greutăților. Personajul de pe această carte își fixează ochii pe pământ, în timp ce poartă o piatră grea pe spate. Ei bine, în principiu, nu este rău să îți măsori pașii și să observi cu atenție dacă există alte dificultăți în cale care pot împiedica realizarea sarcinii care ți-a fost încredințată. Dar un lucru este să te uiți cu atenție, să fii precaut cu privire la eventuale neprevăzute, iar alta este să ții ochii doar pe ciulinii de pe drum, fără să te hotărăști să ridici ochii și să contempli soarele luminos care aduce o mare predicție pentru următorul succes. Poverile bine asumate ne măresc rezistența la dificultăți și ne fac puternic sub un dublu aspect, fizic și psihologic. Spiritul nostru bine dispus, în schimbul reclamației noastre constante, poate determina succesul acțiunii noastre și recompensa, o caracteristică la fel de importantă precum integritatea.